Am revenit în studio, dragi prieteni, în continuare la București, aproape de tine, și în continuare cu doamna director general al de la Centrul pentru Seniori ai Municipiului București, Alexandra Dobre. În momentele următoare am vrea să discutăm împreună pentru dumneavoastră despre proiectele pe care acest centru le desfășoară, pentru că o să vedeți că sunt destul de multe și destul de interesante. Așa că am să vă întreb, care este primul proiect pe care l-ați derulat din momentul în care ați preluat funcția de director general al acestei instituții? Primul și primul proiect pe care l-am desfășurat a avut loc în perioada 7-13 mai 2018. A fost, de fapt, un proiect desfășurat în parteneriat cu o fundație. Practic, a avut loc Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Tineret, s-a numit Wonderfest. Și la spectacolele respective am avut posibilitatea de a oferi gratuit seniorilor bucureșteni locuri pentru a veni la piesele de teatru, la documentarele, la filmele istorice care s-au proiectat în cadrul acestui festival cu nepoții. Apropo de susținerea parteneriatului între generații și ne-am dorit practic să ajutăm pe aceștia să participe la o serie de activități socioculturale gratuit, doar pentru a încuraja pe lângă îmbătrânirea activă și schimbul acesta de experiență între generații, dar cât și pentru a încuraja pofta de cultură, sau nu știu cum am putea o numi mai bine. Nu, e foarte bine spus pofta de cultură, pentru că apropo de București, și știm foarte bine amândoi acest lucru, în București se întâmplă în fiecare zi, nu există zi în care să nu se întâmple un eveniment cultural. Da, așa este și chiar aș vrea să precizez aici, fără niciun, nu știu, fără niciun fel de subiectivism, aș putea spune, faptul că această viață culturală a Bucureștiului a fost foarte dezvoltată și chiar trebuie să fim sinceri și obiectivi când spunem asta, foarte mult de când doamna primar a preluat mandatul de primar general. Știu că nu facem politică, nu este cazul, că discutăm lucruri administrative. Discutăm concret. Dar se investește la nivelul primăriei capitalei foarte, foarte mult în tot ceea ce înseamnă activități culturale la nivel de București și se vede. Da, sunt deci foarte multe există evenimente. Există o creștere a dorinței oamenilor de a participa la teatru, la operă, la circ, la concertele, în aer liber sau nu. Și asta este foarte bine, pentru că un popor fără cultură și fără identitate nu înseamnă nimic. Exact. Până la urmă, apropo, rămânem un pic pe partea de cultură și de proiectul ăsta, pentru că au mai fost și alte festivaluri la care, înainte de apariția acestui centru, la care foarte mulți oameni în vârstă, seniori, au încercat să meargă, dar erau un pic prohibitive prețurile. Și atunci e foarte bine că există un astfel de proiect pentru Absolut toate proiectele noastre sunt cu participarea beneficiarilor gratuită. Deci dânsii nu plătesc absolut nimic pentru faptul că participă la evenimentele noastre. Și merg un pic mai departe pentru că sunt multe și nu o să-mi ajungă timpul să zic despre toate. Mi-amintesc că am avut, deci ăsta a fost primul, Wonderfest a fost primul proiect în parteneriat, dar am organizat primul nostru proiect de sine stătător ca instituție, de proiect de mare vergură, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului în perioada 1-3 iunie, unde au participat peste 5.000 de beneficiari și de ce am organizat de Ziua Copilului, tocmai din nou pentru a face legătura exact între generații, pentru că au fost tot felul de activități comune, atât pentru seniori cât și pentru copii. De exemplu, copiii aveau parte de spectacole cu baloane de teatru, de pictură pe față și așa mai departe, iar bunicii pe partea cealaltă puteau participa la concursuri de șah, de exemplu. Inclusiv avem imagini, nu știu dacă am apucat să vi le transmit, jucând bunicul cu nepotul, așa cum stăm noi față în față, șah, e o imagine foarte frumoasă și mi-a rămas în minte, apropo de legătura dintre aceștia. Și la acel eveniment s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile, au cântat artiști foarte importanți, cum ar fi Marcel Pavel, cum ar fi Florin Chilian, cum ar fi Petrică Mățu Stoian, iată, tot așa, elemente de cultură pentru toate gusturile și toate... toate vârstele. Iar în finalul acestui eveniment foarte important să precizez faptul că am organizat un fel de gală de excelență a seniorilor și am premiat acolo din partea doamnei primar general 12 seniori de succes, printre care Ivan Pațaichin, printre care Alexandru Arșinel, Uca Marinescu, deci oameni adevărate de cultură, valori. Valori ale țării, nu numai neapărat ale capitale, vorbim de valori la nivel național. Exact, la nivel și este național. Știți de ce mi se pare important și acest moment, pentru că
așa cum se întâmplă din păcate și nu se întâmplă doar la noi în România și am mai discutat acest subiect la un moment dat, noi ne ridicăm undeva pe un piedestal valorile în momentul în care ele nu mai sunt. Nu le mai avem așa. Și atunci este foarte important că se întâmplă inclusiv acest lucru și le valorificăm încă o dată potențialul și personalitatea lor în momentul de viață. Și să știți că încercăm prin toate proiectele pe care le avem să punem în valoare seniori, prin diferite moduri și oameni diferiți. De exemplu, mergând un pic mai departe cu proiectele, între 23 și 24 iunie anul acesta a avut loc Festivalul România Autentică, un festival care se desfășoară deja de ani de zile, organizat de Cristina Chiriac, fondatoarea Flor de Ie și a festivalului. Noi am fost parteneri la acest eveniment pentru că am avut acolo un meșter popular, singurul meșter popular pe care îl mai are România și care este încă în viață, un om cu o vârstă înaintată, vă dați seama, Marin Predușel este numele dumnealui, și acesta a susținut un atelier de confecționat instrumente de suflat tradiționale. Deci este singurul om, singurul meșter care mai face așa ceva. Dintr-un popor de 20 de milioane de români, da. Dacă mai suntem atâția. Cam 18. Cam 18, da. Eu am fost foarte optimistă. Deci, iată, că încercăm prin toate proiectele să-i punem în valoare. Totodată am organizat, apropo de valori, de tradiții, mai mi-arunc un ochi aici pentru că sunt aproape 30-40 chiar de proiecte mai mici sau mai mari, de mai mică sau mai mare anvergură desfășurate în perioada asta și tare aș vrea să nu ratez niciunul, măcar să le aducem în atenția publicului. Am organizat pe 29 iunie 2018, anul acesta, IA Românească în Europa, unde au fost 600 de beneficiari și a constat în realizarea unui concurs de costume tradiționale românești și, bineînțeles, și un spectacol artistic, folcloric. Asta apropo de faptul că IA ar trebui să fie dacă pot să spun așa, un brand național. Da, da, așa este. Și știu că sunt câteva și instituții din partea statului, dar și din partea ONG-ului, care sunt câteva instituții care se luptă în continuare pentru a aduce acest brand. Da, e foarte important și trebuie menținut în atenția, în memoria vie a fiecărui om. Totodată, de exemplu, apropo de susținut seniorii noștri, în perioada 2-15 iunie 2018 a avut loc Simpoziumul Internațional de Pictură Colinele Nemuririi, unde în parteneriat cu Asociația Art and Heritage am trimis 3 seniori talentați la pictură, pasionați de pictură. Aceștia au mers și au susținut cursuri deschise studenților din cadrul Academiei de Arte din Chișinău. Deci seniori pictori, au mers și au predat studenților din Chișinău, apropo de faptul că este anul centenarului și apropo de Marea Unire. Și de legături. Și de legături, da. Ajung acum la un proiect foarte important, atât pentru noi cât și pentru foarte mulți oameni, aproape 250.000 de beneficiari. Este vorba despre premiul pentru aniversarea căsătoriei, iarăși un proiect care a luat naștere la inițiativa doamnei primar general și a fost votat de Consiliul General în anul acesta, hotărârea numărul 312, dacă va fi cineva curios să o caute. Practic, se premiază cele 3 nunți simbolice din timpul unei vieți, din viața unui cuplu. 25 de ani, 50 de ani și 75 de ani. Și practic, pentru 25 de ani există, de fapt pentru toate cele 3 aniversări există două premii, un premiu financiar, și anume, la 25 de ani cuplul primește 1000 de lei, la 50 de ani împreună cuplul primește 1500 de lei, vorbim de sumenete, la 75 de ani cuplul primește 3000 de lei. Pe lângă aceasta există și un premiu de suflet, este o diplomă onorifică pe care primarul general îl oferă fiecărui cuplu în cadrul unei ceremonii festive, în cadrul unei gale. Da. Regulamentul, pentru că știu că nu avem atât de mult timp încât să le detaliem pe toate, regulamentul acestui proiect se regăsește pe site-ul instituției www.cs-mb, deci Centrul Senior - Municipiul București.ro. Este acolo la secțiunea proiecte, este un întreg
folder cu acest proiect, unde oamenii regăsesc și documentele necesare pentru că trebuie să-și facă, vă dați seama, un minim, da, un dosar care să dovedească. Care să dovedească, da. E foarte important de știut că aceste trei vârste vârste simbolice, trebuie să fi fost împlinite după intrarea în vigoare a hotărârii de Consiliu General, adică după 22-a 6-a, pentru că se întâmplă, din păcate, sunt și situații ușor neplăcute, dar așa este gândit proiectul pentru, repet, punctarea celor trei nunți simbolice, pentru că se întâmplă să vină și oameni care au 51 de ani de căsnicie, dar sau nu sunt... cum a fost și cazul părinților mei cu 27 de ani de căsătorie. Și iată că nu-i poți premia, pentru că ei au trecut deja de prag, deci practic când au făcut dânsii pragurile respective... Nu era această ordonanță dată, nu exista nici măcar instituția. Dar nu existam nici noi, exact. Și atunci ne e greu de multe ori să le explicăm oamenilor, pentru că, vă dați, mai greu să înțelegi de ce nu se poate. Da, important este că iată că aici există un loc în care se poate anunța sau se poate discuta despre un astfel de proiect. Aș vrea să vă întreb un lucru pe care m-am uitat să vă întreb la început. Ce ar trebui să facă un senior pentru a intra în acest centru? Deci, noi nu avem, adică nu facem oamenilor legitimații sau carduri. E foarte important de specificat. Da, deci nu, pentru că, de ce nu facem asta? E important să explicăm. Noi trebuie să oferim acces la evenimentele și la proiectele noastre tuturor oamenilor, deci tuturor beneficiarilor din grupul nostru țintă. Nu vrem să creăm niciun fel de discrepanță între cei care au acea legitimație sau vreun card de membru și cei care nu au, pentru că poate sunt oameni care vor pur și simplu să participe la o activitate fără să devină membru și e bine să nu, adică nu avem de trăim într-o țară democrată, nu avem și de liberă. Ce să-i constrângem pe oameni. Și atunci, de aceea nu există un card de membru, dar ei pot veni, pot suna, deci noi avem pe pagina de Facebook, pentru că sunt foarte activ pe Facebook și m-am bucurat să văd asta, chiar în pauza noastră trimiteau câteva mesaje de felicitări și le mulțumesc pe această cale. Aceștia pot suna, deci sunt acolo trecute toate numerele de telefon, colegii mei răspund în continuu apropo de ce facem într-o zi, tot timpul vorbim la telefoane, tot timpul stăm de vorbă cu oamenii, mulți vin fizic, noi avem sediul de relații cu publicul la Arena Națională, deci chiar în Stadionul Național, caută litera E de la Eugen și acolo avem noi Eusebiu, e da, așa un exemplu. Avem acolo, avem birourile, mai avem un punct de lucru în drumul Taberei, pe Bulevardul 1 Mai, ca punct de reper, mă rog, este un restaurant cunoscut acolo în zonă. Undeva în spatele acestuia este punctul nostru de lucru. Acela este un punct de lucru pe care l-am luat special pentru un alt proiect foarte mare, tot așa votat de Consiliul General la inițiativa doamnei primar general. Acesta vizează decontarea cheltuielilor în quantum maxim de 250 de lei pentru achiziția de ochelari de vedere. Iarăși, este o foarte mare problemă, sunt peste 150.000 de oameni, de pensionari, de seniori, pensionari sau nu, care au această problemă de vedere, conform statisticilor, și atunci trebuie să îi ajutăm cumva, sunt oameni care au venituri, pensia foarte mici. Foarte mică și atunci încercăm să facem cumva să le ușurăm din nou viața prin astfel și de programe. Să înțeleg că acest proiect pe care ăsta este un proiect pe care îl veți derula, adică nu este în momentul aceste de față. Proiecte se desfășoară permanent. Am înțeles. Da, și proiectul cu ochelarii și proiectul cu aniversarea căsătoriei. La ochelari este foarte important de știut tot așa faptul că a intrat în vigoare în data de 2 a 8-a. Deci oamenii pot veni doar după această dată. Da, sigur. Ideea este că trebuie ca aceștia să aibă tot așa o serie de documente și anume o cerere tip pe care o găsesc tot așa la noi pe site, e o secțiune specială pentru proiectul cu ochelarii de vedere, o copie conformă cu originalul actului de identitate, o copie conformă cu originalul la recomandării medicului specialist, pentru că evident trebuie clar, să ai nevoie.
Da, o recomandare. Trebuie să aducă totodată o copie după factura fiscală și bonul fiscal care fac dovada achiziției ochelarilor de vedere, de unde reiese și numele solicitantului, să nu întâmpinăm situații neplăcute. Un extras de cont unde noi să-i virăm banii și același lucru și la căsătorie, pentru că nu suntem caserie, sigur da, că e. Da. Totul trebuie să fie transparent și la vedere și atunci se virează banii în cont și o copie conformă cu originalul la talonului de pensie, pentru că vă spuneam că noi, acest proiect se adresează celor care au nivelul pensiei cumulate mai mic decât salariul minim pe economie, adică minim 1962. Da, salariul minim net. Da. Da. Vreau să vă întreb apropo de acest proiect cu ochelarii. Există, eu m-aș fi gândit că proiectul pe care îl derulați ar fi făcut și cu specialiștii pe care i-ați aduce dumneavoastră, adică apropo de exact de controlul pe care trebuie să-l facă persoana în cauză. Dar am înțeles că trebuie să vină dânsii și cu da, rețetă și sau cu recomandarea sigur, de la un medic specialist. Și vă explic și de ce. Pentru că, din păcate, sunt de foarte multe ori lucrurile bune, cred că sunt cele mai criticate. E opinie personală, poate greșesc, dar asta am observat eu de-a lungul anilor. Și atunci, în situația în care am fi recomandat anumiți medici specialiști sau anumite clinici, da. ar fi planat bănuiala asupra noastră că aveți niște, avut o afinitate pentru vreo clinică sau vreun medic. Ceea ce am vrut să excludem din start, tocmai pentru a transparentiza acest proces și pentru ca oamenii să vadă că singurul lucru pe care ne-l dorim este să-i ajutăm și să existe o transparență în tot ceea ce facem. Repet, da. Deci nu există nicio recomandare din partea noastră, nici de unde să-și ia recomandările de la ce specialist, nici la ce clinică sau mai știu eu unde. Sau nici la ce magazin să meargă să-și cumpără ochelarii. Nu, exclus. Își cumpără de unde vor, se duc la ce medic doresc dumnealor și la noi vin cu dosarul complet. Era foarte important de specificat acest sigur, aspect, da, pentru mulțumesc. Că exact din acest motiv, să nu existe suspiciuni, să nu existe mici răutăți, ca să nu le spunem da. Altfel. Aș vrea acum să discutăm despre un alt proiect, pentru că am discutat înainte de a intra în emisiune, de un proiect în care ați avut parte de 9 serii de seniori și vorbim în aceeași perioadă, dragi da. Spectatori, de 6 luni. Atenție, în 6 luni de zile. Nu vorbim de laudă, vorbim de lucruri concrete. 9 serii de seniori care au fost ajutați să meargă în Grecia. Da. Aș vrea să vorbim puțin despre da. Acest proiect. Da, chiar vă mulțumesc. Cred că este printre puținele ocazii când am șansa să detaliez proiectul respectiv, pentru că a fost foarte controversat, apropo de critica pentru lucrurile bune. Da, dumneavoastră îmi spuneți despre proiectul La Pas prin Tărâmul Legendar al Greciei. Noi l-am denumit așa pentru că acest proiect nu a fost nici o vacanță gândită pentru acești oameni, ci nu a fost o vacanță gândită pentru ei, ci un proiect, o tabără cultural, o tabără tematică cultural-educativă. Iată, iar ne întoarcem la cultură. Da, iar asta ar trebui să fie la baza tuturor lucrurilor pe care le facem și tuturor proiectelor pe care le desfășurăm. Ideea este că acest proiect a fost gândit tocmai pentru a-i ajuta pe acești oameni, pentru a le împlini poate un vis multora dintre ei, pentru că, credeți-mă, la înscrieri erau oameni cu lacrimi în ochi, care după ce reușeau să-și depună dosarul și să se înscrie și să prindă un loc în tabără, aveau lacrimi în ochi și ne mulțumeau nouă, doamnei primar, pentru această șansă unică pe care le oferim. O șansă unică, adică, o dată în viață. Da, oamenii se gândeau și aici pot să citez atâția, care spuneau, doamne, muream mâine și sau pe este o săptămână, o lună, un an și nu aveam ocazia să văd și eu cum arată lumea în afara granițelor țării. Sunt oameni care, trebuie să spunem lucrul ăsta, sunt oameni în vârstă, oameni în etate, care n-au apucat într-o viață de om să plece nici măcar la Bulgaria. Exact. Nu neapărat în Grecia, deci nu vorbim doar de Grecia, vorbim chiar și de vecinii noștri bulgari care sunt la sud de Dunăre. Și atunci, de asta am și da. Vrut să discutăm puțin despre da, acest tot proiect. Un proiect social a fost și acesta, pentru că s-a adresat oamenilor cu venituri foarte reduse, apropo de posibilități, că aceia nu au posibilități, abia reușesc să-și ia medicamentele sau să-și ducă viața de zi cu zi, dar apoi să plece într-o vacanță, mulți nu plecaseră în concediu sau la o vreo plimbare sau să viseze ceva nici măcar în țară. Iar noi am numit o tabără cultural-educativă, pentru că acolo chiar au parte de un program foarte încărcat,
adică au vizitat foarte multe mănăstiri, au avut parte de seri tematice, seară grecească, seară românească, în permanență a fost cu dânsi și un ghid turistic care le-a vorbit despre tot ce se întâmpla acolo, au fost la Meteora, adică au vizitat cele mai importante obiective turistice din zona respectivă și au avut ocazia de a face un adevărat schimb de cultură, între, mai ales că sub o formă sau alta ne leagă multe lucruri de această, de acest popor, de poporul grec. Deci, apropo de controversă, din păcate nu am putut la momentul respectiv să facem acest proiect pentru un număr și mai mare de beneficiari, cu toate că 1000 de oameni sunt foarte mulți, însă cererea a fost foarte mare, adică am avut 1000 de oameni care au reușit să prindă loc în tabără și încă 400 pe lista de așteptare. Mă rog, un total de 1400 înscriși. Însă, foarte important de precizat, și cei care au fost în situația asta, acum poate zâmbesc uitându-se la noi dacă ne urmăresc, din cei 400 de oameni de pe lista de așteptare, noi am sunat 270. Aproape. Aproape. Plus minus, plus sper minus, să nu greșesc, dar peste, în jur de 270 de oameni, oameni care nu se așteptau niciodată. Vă dați seama, când în societatea noastră tradițională românească, da, 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 te duci undeva și te înscrii pe o listă de așteptare. Deci nici măcar pe să lista listă. Să știi că intri direct da, în... pe o listă de așteptare. Câte speranțe ai că se va întâmpla ceva? Iată că noi am sunat, deci ne-am ținut de cuvânt și chiar erau foarte surprinși oamenii. Apoi ne-au condamnat unii sau alții pentru faptul că a existat o listă. Păi dacă modalitatea de a înscrie pe oameni, tocmai pentru a nu exista tot felul de acuze, da? A fost primul venit, primul servit, cu ghilimelele de rigoare, evident. Cum altfel îi putea înscrie? Trebuia să-i lăsăm acolo să se încaiere sau să se certe? Nu era normal să vorba de un pic de organizare. Își treacă pe o listă de, pe o listă de înscriere numele ca să știe fiecare când a venit, să stăm frumos la rând, le-am oferit oamenilor o sticlă cu apă, am stat de vorbă cu ei. Bineînțeles că la un moment dat situația a fost și tensionată, evident, dar asta din cauza faptului că mulți nu știau despre ce e vorba, n-au citit. Noi am pus înainte să începem înscrierile, cu două zile înainte am pus și pe Facebook și pe site. Da. Presa a preluat și ea, dar mulți nu au citit, nu au avut acces, au auzit de prin vecini, au venit dezinformați și bineînțeles că... Sau s-au preluat informațiile într-o anume conjunctură, da, scoase da, dintr-un anume context. Și încă un lucru de care am fost acuzați pe nedrept și chiar aș vrea să-l spun, este lipsa de transparență. Dumneavoastră sunteți jurnalist și chiar unul foarte bun și vă felicit și foarte mulțumesc. Corect și echidistant. Și nu o spun ca să vă perii, Doamne ferește. V-am spus asta și în particular. Da, vă gândiți-vă că presa a fost cu noi de când am deschis ușa biroului de înscrieri, în prima zi de înscrieri, până în ultima final. Secundă. Când? Deci erau zeci de camere, zeci de jurnaliști de la toate televiziunile. Când și cum am fi putut înscrie noi pe cineva care nu era pe listă sau la coadă? Vă dați seama ce ar fi fost acolo. Da, așa e. Ar fi fost și mai rău decât a fost. Exact. Deci asta, asta regret, faptul că s-a condamnat cumva implementarea acestui proiect, dar noi avem un caiet de testimoniale în care au scris toți cei 1000 de beneficiari. Avem inclusiv filmulețe în care dânsii povestesc cum a fost, cum li s-a părut pentru majoritatea dintre ei. Bineînțeles, cei care au vrut să... Asta pentru da, noi, da, pentru da, arhiva noastră personală a instituției. Vreau să vă întreb, nu foarte, nu trebuie să intrăm neapărat în detaliu, da, dar vreau să vă întreb care au fost de fapt, că poate și asta a generat, dacă pot să spun așa, niște suspiciuni, niște lucruri care, da, anumite lucruri care ar putea să vă fie acuzat de lipsă de transparență. Din cei 1400 care au fost pe această listă, care au fost de fapt criteriile prin care i-ați ales pe acești 1000 și au rămas cei 400? Pentru că este foarte important ca omul care se uită să înțeleagă care au fost aceste criterii. Poate așa reușim să elucidăm și problema. V-am spus, bine, criteriile, dânsii trebuiau să depună repet o serie de acte, adică copie după buletin, asigurarea de călătorie, asta cu asigurarea de călătorie, din nou, că fac o paranteză. E imposibil să nu intru în detalii. A fost o speță pentru că noi, văzând cererea foarte mare și faptul că oamenii nu reușiseră să-și era o problemă cu asigurarea de călătorie pentru că poate își luau pentru o serie unde nu mai prindeau loc și atunci am lăsat să o aducă în 3 zile lucrătoare, ceea ce din nou a venit în sprijinul dumnealor. Copie după talonul de pensie, pentru că din nou acest proiect a fost gândit ca fiind unul social și atunci dânsii trebuiau să facă dovada venitului, să nu aibă pensie de 5.000 de lei și să vină la un
tabără gratuită. Exact. Da. În fine, deci au fost o serie de documente, adeverință de la medicul de familie, cum că sunt apți pentru călătorie și așa mai departe. Și pe lângă aceste criterii, practic, cele primele 1000 de locuri au fost ocupate în ordinea înscrierii pe lista respectivă. Deci n-au fost niște criterii în afară de această listă, n-au mai existat alte criterii. Dosarul respectiv, adică dacă oamenii se treceau pe listă, da? Să zicem că aveam 1000 de oameni înscriși pe listă, noi îi luam dosarele la verificat în momentul live, da? Ca să zic așa, și vedeam dacă domnul respectiv sau doamna nu avea dosarul complet, îl luam pe următorul și tot așa. De aceea am și reușit să luăm și de pe lista de așteptare, pentru că mulți dintre dânsii n-au mai adus documentele, s-au răzgândit, adică documentele asigurarea pe care mai aveau acele 3 zile să o aducă. S-au răzgândit, n-au mai putut soția și n-au mai venit nici soțul, au avut un eveniment nefericit în familie, au fost tot felul de cazuri. Dar asta nu n-au ținut cont neapărat, n-au ținut numai de dumneavoastră, am înțeles. Era vorba de acele documente care erau cerute în dosar, unele care nu existau. Și atunci trebuiau reactualizat. De aceea s-a și creat lista respectivă, tocmai pentru nu știu, dacă primii 20 nu aveau dosarul complet, îi veneau următorii și tot așa. Da, de asta am vrut neapărat să specificăm care au fost criteriile, pentru că exact despre ce vorbeam mai devreme, transparența și faptul că au existat acele mici suspiciuni și răutăți. Și e foarte important că sper eu că am elucidat această problemă. Pentru cei care vor să înțeleagă. Pentru cei care vor să înțeleagă, bineînțeles. Mergem un pic mai departe și îmi permit să vă întreb acum care sunt următoarele proiecte. Cel mai important proiect pe care vreți să-l derulați? Nici nu știu care misiune e mai grea, să vorbesc despre ce a fost sau să vă povestesc despre ce va fi. În perioada aceasta lucrăm la partea procedurală, la procedurile de achiziție pentru proiecte, însă ceea ce vă pot spune sigur, despre care proiecte vă pot vorbi sigur, sunt următoarele. În primul rând, așa cum vă spuneam, în fiecare săptămână, în toate cluburile, acolo unde există cluburi de seniori din fiecare sector al municipiului București, se desfășoară cursuri gratuite de dans contemporan, dans modern, învață vals, tango și așa mai departe, și dansuri populare. Sunt zeci de doritori, deja au început înscrierile, oamenii se mai pot înscrie și pe parcurs, e cerere foarte, foarte mare la dansurile populare și la celelalte, dar în mod special la cele populare. Și totodată este programul de kinetoterapie, deci colaborăm cu un kinetoterapeut care merge în fiecare dintre cluburi după un program prestabilit, bineînțeles, și face kinetoterapie cu cei care au nevoie de asta. Totodată avem permanent în perioada următoare până la sfârșitul anului piese de teatru. Colaborăm cu Teatrul Elisabeta și cu o serie de actori foarte cunoscuți, Crina Lință, Silviu Biriș, Ioana Pavelescu și alții. Chiar luni la Teatrul Elisabeta la ora 19 va avea loc o piesă de teatru foarte în vogă. Da, foarte în vogă, foarte cunoscută. Și aceștia au posibilitatea de a merge gratuit. Sunt 300 de locuri pe care le-am pus la dispoziție seniorilor noștri, 200 dintre ele, 220 chiar, dacă nu mă înșel, astăzi când am verificat cu colegii mei ultima oară, atâtea erau ocupate. Deci, deși am pus anunțul de 3 zile, da, 4 zile, noi postăm cam cu o săptămână înainte. Trebuie să spunem că locația de care vorbeați este o locație cu aproximativ 350 de locuri numai la nivelul sălii. Din câte știu eu. Sunt 300 de locuri jos și undeva la 40-50 de locuri la balcon. Exact. Am evitat de multe ori punem oamenii să se așeze și la balcon, adică le oferim și locurile de sus. La această piesă nu este cazul, pentru că am înțeles că se fac ceva lucrări la balcon și atunci n-am vrut să perturbăm activitatea. De aceea sunt 300 cele de jos. Plus că pentru dânsi este foarte greu să se urce. Da, știu, da, știu. Mulți au probleme de mobilitate și jos este mai accesibil. E la îndemână, exact. Și în afară avem piesele de teatru, vă spuneam, organizăm surprize și pentru 1 decembrie. Nu pot să vi le spun, pentru că dacă, Doamne ferește, nu se definitivează procedurile de achiziții, după aceea ne bat oamenii la ușă și spun de ce nu le-ați făcut. Da. Așa este. Da. Avem proiecte gândite și pentru Crăciun și pentru Sfântul Andrei și pentru 1 decembrie, dar o să le anunțăm când o să le definitivăm. Vreau să discutăm un pic despre un alt aspect, apropo de
societatea civilă și de ONG-uri și faptul că, și încă o dată, vreau să le mulțumesc tuturor partenerilor de discuție de până acum, că au fost aici și au stat de vorbă cu noi. A existat la un moment dat un moment în care am discutat despre un alt fel de proiect. Tot așa, oameni în vârstă, seniori, care simțeau nevoia de o schimbare. Și atunci unul din ONG-urile, partenerele de discuție pe care le-am avut aici, au inventat un curs prin care învățau să lucreze pe calculator. Da, avem și noi asta în plan pentru anul viitor. De asta v-am întrebat. Da, chiar zilele trecute discutam cu colegii mei care se ocupă de serviciul de proiecte, gândindu-ne, schițând așa cam ce o să avem anul viitor, și printre aceste proiecte se numără și posibilitatea de a face cursuri gratuite pentru seniori, cursuri de calculator, e foarte important și aceștia sunt din ce în ce mai activi și au nevoie să învețe toate cele referitoare la asta. Totodată plănuim să organizăm și cursuri de dezvoltare personală prin teatru. La fel, îi ajută foarte mult să și redezvolte anumite aptitudini pe care poate nu le-au avut și nu le mai au. Da, da. Dar asta la nivel de cursuri. Bineînțeles, plănuim să reluăm și proiectele care au funcționat anul acesta. Nu mă refer la cele care oricum sunt permanent. De exemplu, în anul acesta am avut două concerte fabuloase, Cenaclul Flacăra, Remember Cenaclul Flacăra, în iulie și august cu Andrei Păunescu și invitații săi, un fenomen, iată, în vogă și încă care... și acum și de mare interes pentru dânsii. Da, a fost și pe 3 noiembrie. Pe 3 noiembrie, chiar am avut onoarea de a fi invitată de Andrei la concert, a fost fabulos. În viața mea nu am stat 8 ore la un concert, niciodată. Da, am și iată că s-a stat 8 ore, aproape 8 ore, da. A fost fabulos. Și apropo de asta, plănuim să reluăm și anul viitor, pentru că a fost cererea foarte mare. Am avut aproape 800 de participanți la acest proiect și chiar s-au bucurat foarte tare. Avem și clipuri, iată aici poze de la aniversarea căsătoriei, avem și clipuri video de la concertele cu Andrei Păunescu, unde oamenii fredonau toți, 400 de oameni, efectiv, da, ai un fior în suflet. Se face un melanj, mai ales că vorbim de totuși de muzica din Cenaclul Flacăra, muzică pe care... Tinereții dumnealor și nu numai, și a noastră. Exact, și a noastră până la urmă. Da. Când aveți timp să le faceți pe toate? Păi, alături de colegi, bineînțeles. Are 24 de ore, nu? Așa e, dar se pare că nu prea mai are 24 de ore. Nu prea mai are, da. Noi începem, v-am spus, foarte devreme și de multe ori terminăm foarte târziu seara, lucrăm și în weekend atunci când este cazul, dar o facem cu plăcere și chiar încă o dată, chiar dacă mă repet, aș vrea să le mulțumesc, să mulțumesc întregii mele echipe și primăriei Capitalei, doamnei primar, pentru faptul că ne sprijină. E foarte important, să știți că nu e suficientă doar echipa. Păi asta spun. Deci e important, da, e important liderul, e important echipa, e bine să există o unitate între aceștia, dar dacă cupola, pălăria ta nu te sprijină și nu ai o ușă deschisă tot timpul, e foarte greu, pentru că la nivel administrativ, eu sunt ordonator terțiar de credite, nu știu cât, ideea este că nu putem, ca să explic foarte deschis, noi nu putem face nimic fără aprobarea doamnei primar sau Consiliul General al și dacă nu am avea susținerea dumnei permanentă, n-am reușit să facem toate lucrurile astea, pentru că, vă spun și pe cuvânt de onoare, n-a spus niciodată nu unei inițiative bune pentru seniorii noștri. Atâta timp cât este potențial bun într-un proiect, că despre proiecte vorbim, dacă există un potențial vizibil și dacă există lucrurile, există acolo și cerere. Și cerere, în primul rând, că de la asta se pleacă. Există un proiect, are o cerere. Dacă acea cerere nu există, nici proiectul nu poate să fie derulat cum trebuie până la capăt. Și atunci este corect, normal ca acel proiect să fie dat la o parte, chiar dacă noi ne simțim că e bun proiectul. Dar asta e o altă discuție și aici vorbim de un management. La noi n-a fost niciodată cazul, pentru că chiar o spun cu inima deschisă, absolut la toate. Deci nu s-a întâmplat niciodată să avem un proiect, nu știu, să avem 200 de locuri undeva și acele locuri să nu fie ocupate. Da, să nu fie ocupate. Tocmai de aici ne-am dat seama de nivelul foarte mare de cereri din partea oamenilor și de dorința dumnealor. S-au legat prietenii, ies acum, povestesc, merg la restaurante împreună, merg în excursii împreună, mulți dintre dumnealor. Da. Își pun fotografii pe pagina de Facebook, oameni care s-au cunoscut la activitățile noastre. Asta este foarte frumos, mai ales că vorbim de oameni care au ajuns la o anumită vârstă și simt și ei nevoia să se simtă din nou utili, într-un fel sau altul, în societate. Chiar dacă sunt în vârstă, chiar dacă au ieșit la pensii, mulți dintre, exact cum spuneați mai devreme, și cu pensii foarte mici. Culmea este că cei care într-adevăr au pensii mici chiar vor să facă lucruri. Să participe, să se implice. Exact. Și apropo de asta, noi am organizat anul acesta o serie de conferințe pe teme istorice și medicale,
medicale pentru că sunt de actualitate și de mare interes pentru dânșii. Am invitat specialiști în multe domenii de interes pentru aceștia și au putut sta de vorbă, discuta. Am mers mult pe partea de prevenție și tratament, bineînțeles, dar și prevenție, pentru că mulți dintre dânșii încă nu au afecțiuni și e bine să nu aibă. Iar la nivel, apropo de conferințele istorice, fiind anul centenarului, am dorit să le readucem în atenție acest moment important în viețile tuturor românilor și am invitat mari specialiști, domnul profesor dr. Adrian Niculescu de la SNSPA, un om cu o mare valoare, domnul Ernest Oberlander, directorul general al Muzeului Național de Istorie, și nu pot să nu-l aduc în discuție pe Bogdan Bucur, profesor la SNSPA, profesor de istorie și cel mai important, autorul cărții de aur a centenarului Marii Uniri, este cea mai bine cotată carte a anului și cea mai premiată pe temă, pe teme istorice. Iar aceștia au primit din partea noastră și ați văzut volumul, da, l-am văzut. Este un volum destul foarte de consistent. Consistent și foarte interesant și greu accesibil. Aceștia l-au primit, deci toți beneficiarii, 750 de oameni, au primit gratuit din partea noastră acest volum și au rămas cu o amintire foarte frumoasă, cu autograful autorului. Mulți au spus că o vor citi, o vor da nepoților, copiilor, să o aibă și aceștia. Până la urmă, așa cum spuneam mai devreme, ne întoarcem și la cultură, la istorie, la identitate, că fără astea nu se poate. Corect. Aș vrea acum pe final să vă rog să le transmiteți un mesaj seniorilor care încă n-au ajuns la dumneavoastră și care încă nu v-au cunoscut ca instituție și ceea ce faceți, să le transmiteți un mesaj și să le spuneți de ce trebuie să vină. Sigur. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru contribuția pe care dumneavoastră ați adus-o acestei societăți și aș vrea să-mi cer eu iertare în numele celor care poate de multe ori vă pun în situații stânjenitoare. Am văzut asta, micile răutăți despre care povestea și domnul Ștefan în timpul emisiunii, din partea unor oameni care nu înțeleg faptul că dumneavoastră meritați toate lucrurile acestea pe care noi le facem pentru dumneavoastră și pe lângă mulțumire aș vrea să vă invit să vă interesați de evenimentele pe care le facem, fie prin intermediul tehnologiei pe care deja o stăpâniți mai bine decât noi, pagina de Facebook, Centrul pentru Seniori al Municipiului București, ne căutați acolo, ne dați un like și începeți și ne urmăriți. Sunați la telefoanele noastre care sunt afișate pe Facebook sau pe site www.cscentruseniori-mb-municipiul-bucurești.ro sau chiar la unul dintre punctele noastre de lucru, fie la Arena Națională pe Bulevardul Basarabia, fie în drumul Taberei pe Bulevardul 1 Mai. Suntem și colo, pregătiți oricând să vă răspundem la întrebări, să vă înscriem la evenimente sau să mai povestim despre viață, pentru că învățăm multe de la dumneavoastră, de câte ori ne treceți pracul. Vă mulțumim! Eu vă mulțumesc, doamna Dobre, pentru faptul că ați acceptat și să stăm de vorbă. Și eu vă mulțumesc pentru interes, e mare lucru. Vă mulțumesc și eu pentru multele lucruri frumoase pe care le-ați spus. Dragi telespectatori, iată că există oameni care fac lucruri. Există oameni care fac lucruri și nu le fac oricum, le fac instituțional. Și iată că există acest loc pentru părinții, pentru bunicii noștri, pentru cei din jurul nostru, care se consideră a fi seniori. Așa că eu zic că merită măcar să vedeți despre ce este vorba, nu neapărat din ceea ce vi s-a spus aici, că nu trebuie să vă convingem noi, măcar din curiozitate. Cu aceste cuvinte și cu optimismul pe care eu de obicei îl am, vă spun să fiți cuminți, să fiți frumoși și să auziți numai de bine. O seară bună!